A fi rom înseamnă a nu-ți fi rușine că ești rom, a spune tuturor că ești rom, a-ți respecta limba maternă și valorile materne, cum ar fi, de exemplu, dacă ne uităm un pic la istoria romilor, l-avem pe Răzvan Ștefan, care a fost domnitorul Moldovei. Deci toată lumea spune de Ștefan cel Mare, de Mircea cel Bătrân, domnitorii Moldovei, dar nimeni nu vorbește de Răzvan Ștefan. El a fost domnitorul Moldovei și este de origine rom. Deci a fost rom. Avem și noi valorile noastre și vrem să ne le păstrăm, să le respectăm, portul nostru, ceea ce e legat de cultura noastră. Noi nu suntem numai țiganii aurâți, care furăm, care dăm în cap, care facem lucruri urâte. După cum vedeți, aici ne aflăm într-o încăpere, într-o locuință a unui tânăr din Podole. Proprietarii și băieții ăștia de aici, care locuiesc aici, sunt unii din ei care au reușit prin muncă, prin respect, prin seriozitate să capete un loc în societate și să fie eu unul ca reprezentant al romilor, sunt mândru de ei când îi văd că au case frumoase, că sunt civilizați, că știu să comporte, că dau copiii la școală, că aspiră la ceva mai mult.